Bine v-am regăsit! Gata vacanța, reluăm recomandările de carte de la Biblioteca Rossetti, cărți pe care, evident, vă așteptăm să le împrumutați de la noi. Sperăm că ați avut o vară frumoasă, că ați descoperit locuri minunate, iar în locurile acestea minunate v-au însoțit și cărți pe măsură, că ați descoperit personaje și autori interesanți care v-au rămas aproape de suflet și puteți în comentarii, evident, să ne povestiți despre cărțile frumoase pe care le-ați citit peste vară. Și începem toamna cu un volum de proză scurtă, Fata pădurii, oamenii, dragostea și locurile, Otilia Țeposu. Este o carte caldă și pentru că tot a venit toamna, ușor melancolică, când revenim pe la casele noastre, sub pătură cu un ceai cald, ne apucăm să citim, credem că merge la fix această carte, pentru că Otilia Țeposu ne face o invitație să ne desprindem de prezent și să plecăm într-o călătorie în trecut, la bunici și la poveștile bunicilor noștri, povești și bunici care parcă ne sunt îngeri ai copilăriei, de care ne aducem aminte cu drag. Otilia Țeposu a scris această carte cu gândul la copilărie, la copilăria care se scurge din noi și de care ne depărtăm câte puțin în fiecare zi, cu gândul la bunica care i-a făcut unul dintre cele mai mari daruri, povești fără final. Pentru că la puțin timp după ce bunica începea să-i spună povești, venea și somnul, poveștile rămâneau fără final și așa astăzi, în prezent, a putut să scrie aceste povești. Să le găsească astăzi, acum, finalul. Ea nu scrie în postura de povestitor extraordinar, nu-și dorește rolul acesta, nu joacă rolul acesta de povestitor cu experiență, nici măcar al adultului plin de amintiri din copilărie, dar și plin de regrete că frumoasa perioada copilăriei s-a scurs. Nu. Povestește pur și simplu cu bucuria fetiței din copilărie, cu inocența fetiței din copilărie, care se bucura de bunica, de pădurea de lângă casa bunicii, de poveștile frumoase pe care îi le spunea bunica. Toate cele 25 de povești sunt niște bucăți de amintire care o ajută pe autoare și cred că ne ajută și pe noi atunci când le descoperim să ne îndulcim existența și timpul în care trăim. După cum vă spuneam, sunt 25 de povești, toate titlurile au nume de femeie și veți regăsi în ele obiceiuri vechi din satele românești, foarte multe regionalisme, foarte multe arhaisme, așa că este și din acest punct de vedere o bucurie această carte. O să vă citesc puțin din începutul, lumea poveștilor, ca să vedeți simplitatea cu care Otilia Țeposu, simplitatea aceea de copil, a scris această carte. Din clipa în care buna mi pășura picioarele într-o năframă de lână încălzită ca să ador mai ușor și mă urca în patul înalt cu tăblii verzi de lemn, începeam, de fapt, povestea fiecarei serii. O urmăream cum potrivea mai întâi ceasul mare, rotund, învârtindu-i rotițele de la spate și cum punea apoi peste abajurul lămpii un ziar, anume îndoit, care ținea în umbră partea încăperii în care era patul meu. Intram în somn și în vise, legănată de vorbele ei. Începeam întotdeauna cu glas domol, care mă adormea fără cea mai mică împotrivire, dar mă trezeam uneori la o vorbă, poate mai aspră, mai hotărâtă. Ascultam iar o vreme, după care readormeam, pentru a mă trezi în alte povești cu alte personaje, a căror amintire mă urmărea apoi multă vreme, ziua când mă jucam prin curtea ori noaptea, în visele tot mai întortocheate. Oamenii, unii cunoscuți mie, alții neștiuți, animale și păsări, copaci bătrâni și ierburi sălbatice, obiecte domestice, lucruri din gospodăria noastră sau străine, dar și avioane și trenuri care îi duceau pe cei fericiți în țări calde, rachete care ridicau câinii până la stele, pitici care săpau în mină după aur, baba Catalina, cocoșata de pe cealaltă uliță, săracul Panarab, văd frumos cel fără de noroc, care multe în lume au pățit, și câte și mai câte altele se întâlneau în poveștile bunii, după o rânduială pe care doar ea o stăpânea și o înțelegea pe atunci. O lume întreagă, iubită seară de seară din vorbe cu minți, o lume a rămas acolo, în acel timp vechi, în lumina de-abia pâlpâita unei lămpi.
Poveștile acelei lumi s-au adunat ca niște aluviuni în straturi tot mai dense. Multe dintre cele aflate atunci, în anii copilăriei, s-au amestecat cu altele aflate mai curând și astfel înțelesurile întâmplărilor vechi au devenit mai clare. Când era pe atunci, așa își începea Buna în fiecare seară povestea. Niciodată însă n-am apucat să ascult sfârșitul vreuneia, care venea probabil mult după ce eu adormeam. Așa că draga mea Buna mi-a dat, fără să-și dea seama, cel mai de preț dar. Povești fără final, pe care să le termin după cum îmi amintesc de acele vremuri sau după cum se potrivesc nopților de iarnă de acum. Poveștile poartă numele unor femei care au existat în realitate și pe care dragostea le-a salvat de tăvălugul unui destin liniar comun. Nu întotdeauna ele au devenit personaje principale, dar m-au ajutat să înțeleg că, precum sunt oamenii, și dragostea e de tare multe feluri. Sperăm să aveți curiozitatea să descoperiți toate aceste povești și să porniți în această călătorie spre copilărie. V-aș recomanda una, două povești pe zi. Sunt de ajuns ca să vă țineți mintea ocupată. Cu folos! Spor la lectură și pe data viitoare!